Autoritățile din Stănești sunt acuzate că nu au dezăpezit drumurile din localitate. Un localnic a făcut într-o noapte pe banii lui ceea ce trebuia să facă primăria. Omul, care muncește în străinătate, a închiriat un buldo-excavator cu care a dezăpezit drumurile din localitate. Am ajuns să vin să plătesc bani din buzunarul meu să dezăpezesc comuna, că plidearul lui e în stare și cu mafia Florea. Primăria Stănești. Primăria Stănești, numai mafioți, scuipi de hoți, de leau! Unde e? Așucă-ți, meule, ieși afară! Așucă! Ești Pașucă la dezăpezire! Utilajul de dezăpezit a trecut și pe la porțile edililor care aveau mașinile parcate, semn că nu se deranjaseră să iasă din case pentru a supraveghea procesul de înlăturare a zăpezii. Uite, nu doarme primarul cu mafia. Clanul Floarea doarme! Și blideanul doarme la sobă, îl doare undeva. Plătesc alții, buldo. Al de primar și de primărie și de oameni. Nu merită nimic niciunul. Viitorul primar Bicheru stă la Cârnați. Mai e și mare consilier la Stănești. Din alții din alte țări muncesc noapte de noapte pe tiruri să plătească dezăpăzirea la Stănești. Primăria nu e în stare. Probleme asemănătoare au fost în mare parte a județului, unele comune rămânând fără curent electric 3 zile.